Ieri dimineață, polițiștii secției care, în colaborare cu cei de la Beltiug, au acționat pentru combaterea infracțiunilor prevăzute de codul fiscal. În acest context a fost depistat în flagrant în trafic pe DN19 pe raza municipiului care un bărbat în vârstă de 38 de ani din localitatea Batarci. În urma controlului în autoturismului s-a descoperit cantitatea de 342 de litri de lichid în color cu miros puternic de alcool ambalat în recipiente, despre care bărbatul menționa că este pălinca pe care urma să o transporte în județul Bihor în vederea efectuării unui troc și a achiziționării unor bunuri fără ca recipientele să fie marcate corespunzător și fără a deține documente legale de transport. Cantitatea descoperită precum și autoturismul au fost ridicate în vederea confiscării. În acest caz, polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de deținere în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării fără a fi marcate peste limita 200 de litri băuturi spirtoase, produse intermediare de alcool peste 300 de litri.